Delia, Antonia, Alina Eremia, Zdob și Zdub, Alexandra Stan, Nicol Șeri și Gașca Zurli vor concerta la ediția din acest an a Zilelor Sucevei. Informația a fost furnizată de primarul Ion Lungu în plenul ședinței Consiliului Local cu prilejul votării bugetului pentru Zilele Sucevei în sumă de 700.000 de lei. Manifestările se vor întinde pe parcursul a 3 zile și vor avea loc în centrul Sucevei. În acest an, odată la 7 ani, cade, mă rog, în weekend Zilele Orașului, deci vom avea de aceea noi de regulă veneam cu 500.000, 600.000, acum am fost 700.000 pentru că sunt 3 zile, 23, 24 și 25. Așa cum am anunțat, vor fi spectacole pentru toate vârste, pentru toate gusturile și mai departe, muzică ușoară, muzică populară. Aveți un desfășurător, 23-6-2023, spectacol pentru preșcolari și copii începând cu ora 18. Ați văzut câte emoții a produs când am sărbătorit 635 de ani cu acei copii care au venit la spectacol și au produs cel mai mare deranj, au, mă rog, răsturnat gardul de protecție. 24-6-2023, concert de muzică populară începând cu ora 17, seara valorilor sucevene, împreună cu aristocrația Sucevei și rădăuților începând cu ora 18, spectacol de muzică ușoară începând cu ora 20, zona centrală și la fel pe 25, spectacol de muzică ușoară începând cu ora 19. În final vom avea un foc de artificii începând cu ora 22. Deci, măsura în care vreau să vă aprobă, vom face cunoscut zile viitoare artiștii care vor veni la Suceava. Artiștii i-am ales din propunerile sucevenilor pentru că am făcut acel, mă rog, chestionar. Așa cum am spus, s-a clasat pe primul loc Ștefan Bănică Junior, dar din păcate contactat nu poate veni la Suceava că este ocupat. O să-l antamăm probabil pentru ziua Bucovinei. Dar o să vă prezentăm, la fel sunt artiști de Italia, spun eu, una și una, în toate cele, sau în cele două zile cu muzică ușoară, chiar și în prima zi cu muzică pentru preșcolari și copii. Deci vreau să aducem Alexandra Stan, Zdob și Zdub, Alina Eremia, Delia, Antonia, Nicol Șeri și Gașca Zurli. Da, toți. Pe toți. Deci în toate zilele astea, da, mă rog, așa intenționat. Plus populară locală, plus da. Scenă, plus în ziua de vineri, Gașca Zurli, sâmbătă, Nicol Șeri, Antonia, Delia, duminică, Alina Eremia, Zdob și Zdub, Alexandra Stan.